Dar ea vorbea despre Adrian, cam câte ore de condusare, când ar trebui să ajungă și spunea Alex că el s-ar bucura foarte mult ca acesta să revină în casa Mireasa. Iar Daria a răspuns că nu ar avea de ce să deranjeze pe cineva pentru că mereu a fost cu bun simț cu toată lumea din casă și doamna Maria spunea că pe lângă Alex care l-ar dori înapoi în casă și Marius îl vrea și Sergiu și chiar au mers atât ei cât și alții la Antena Play pentru a-i ruga pe susținătorii lor să îl voteze să revină. Dar tot doamna Maria spunea că sunt mulți care nu au mers la Antena Play să-și roage susținătorii și după câteva minute a vorbit despre cineva, dar nu a dat nume și a spus că monopolizează toată bucătăria aia și de mâine Dumnezeu ei nu mai face nimic, nu mai gătește pentru nimeni, nu mai curăță, ci doar pentru dânsa. Iar Luisa, care era pe canapea, a întrebat-o dacă la ea se referă și dacă are vreo problemă cu ea, iar Daria spunea să înceteze cu subiectul pentru că o doare capul. Luiza a insistat și a zis că vrea să știe măcar dacă este vorba despre ea sau dacă există vreo problemă a doamnei Maria cu aceasta, însă nu a primit niciun răspuns sau cel puțin nu s-a auzit.